La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life, o zi din viața unui admin. Paște fericit la toată lumea, fie ca lumina Domnului să vă pătrundă adânc în suflete și să-L aveți fiecare dintre voi pe Iisus deep inside. Hai să vedem și noi, am o întrebare legată de World Wars. Începem direct în forță, nu stăm să pierdem timpul. Salut, salut! Salut, am o întrebare legată de World Wars. Te ascult. Dacă poți să verifici și mie, să văd dacă am vreun World Bravo. Pe ce, nu poți verifici tu? Da, pot verifica eu de pe Discord, nu? Da, dai pe camera de World Wars, apeși Ctrl-F, scrie ID-ul și dai Enter. Am înțeles, nu știam. Poți da și mie ceva, mai am o întrebare, dacă poți da și mie ceva să ajung în oraș. De ce? Ceva, dacă îmi poți da TP în oraș, în zis asta, dacă poți tu. Dar cum ai ajuns aici? Păi am fost mort, am murit și m-a spawnat la spital și n-am mașină, știi? Aha. Da, bă. Așa. Așa, pe la băiat. M-am 6-2-1-1-9, parcă era. Mersi mult, îți mulțumesc. Plăcere, te pup, ceau. Da, fraților, bine v-am regăsit la un nou episod din viața lui Edwin. Hai să la treabă, bineînțeles, șașărută tata copii. Bun. Salut, salut, salut. Te ascult, spune-te. Am și o întrebare. La MyBach poți să-i pun și... Adică puteți să-i pune și sistema de MyBach sau am spate? Adică? Emblema aia. Emblema aia mi se... Nu, emblema aia este când o spawnezi, ți-o dă cu emblemă sau fără. Adică băgată sau nebăgată. A, da? Se poate? Da. Ok, mersi. De bă. Oh, mișto. Salut. Salut. Te poți uita, te rog frumos, dacă are ceva bări speciale sau ceva, mașina asta. Orice bări ar avea, le poți găsi la tuning la garaj. A, deci nu mai e nimic altceva ce să nu mai găsești la garaj. Tot, okay. Tot ce există le găsești la garaj. Ok, mersi frumos. Salut. Salut, Leo. Mă auzi? Te ascult. Deci eu, știi, când dai salvează să îți faci file, eu mi-am pus mască, știi? Așa. Și când mă conectez pe server, îmi dă outfit-ul. Când l-am salvat, știi? Păi și fă-ți alt caracter. Păi și eram la garajul ăsta, de ăla VIP, la aici unde nisipa asta, și mi-a făcut un post specific pentru mască în loc public. Se sancționează cu ceva? Da. Înțeles. Mergi la îmbrăcăminte și fă-ți caracter și salvează-l, fără mască. Înțeles. Sancționează cu avertisment ceva sau cu ori? Citește regulamentul. Îmi scrie regulament acolo despre măști. Eu știam că poliția e. Am înțeles, înseamnă că s-a modificat și o să nu mai citesc. Salut! Te ascult, spune, te rog. Am și două întrebări scurte. Zi. Se vor băga reduceri pe shop? Au fost reduceri de Black Friday. Gen de Crăciun? Nu. Ma... Următoare? Am văzut acolo că pe shop scrie orice mașină este 13 euro, orice mașină VIP. Alea de acolo care sunt 500 de milioane sau nu știu că sunt. Alea sunt, da. Toate. Ah, ok, da. Mersi mult. Pup, ciao. Te pup. Ciao. Anorc, salut. Pepic. Am o întrebare cu ăsta, gradul de bronz. Acum o săptămână am luat și eu de ăsta, de bronz. Așa. Și eu nu trebuie să mi arată când m-a pus, când scriu ceva în chat că donator sau. Ia scrie ceva în chat. Și nu numai pentru asta, dar mai pentru mai multe chestii și pentru bani și pentru așa. Păi, aia cu bani n-are treabă. Da, dar acum am ai răbdare un pic. 2, 8, 3, 8, 9. Deci, ți-am scris și pe de... 2, 8, 3, 8, 9, bam. Într-adevăr. Baftă. Salut! Am vrut să te întreb, de mai multe ori zilele trecute, auzeam pe DRF așa dintr-o dată, pe tine mai multe ori te-am auzit. Așa, și... zi. Păi și de asta am vrut să te întreb, nu știu de ce. Ce să auzi? De multe ori ți-am zis că dintr-o dată se aude cum vorbești tu, odată se auzi DRF și mai mulți. Dai off și on la voce înapoi, ca să repar. A, mulțumesc. Anorc. Mă auzi? Da, te ascult.
Nu știu cum a făcut frate, dar mi-am aruncat permisul pe jos, pot să fac ceva? Dai din nou de permis. Bine, hai, mersi. Salut! Salut, Epic. Te ascult, zi. Fii atent, mașina asta la evacuare are două, știi? Dar una o dă pe centru, dacă... Da, știu, pentru că așa e modelul mașinii, așa e texturată. A, am înțeles. Te pup. Cream că se poate. Salut! Salut, Leo. Am și o întrebare. Știi cumva de ce îmi dispar armele când intru pe server? Depinde unde ești și ce faci. Păi, de exemplu, dacă dau disconnect, pur și simplu, mă dau cu skin-ul ăla de femeie buguit. Ah, pe de asta, nu ți se salvează ție informațiile. Și mi-am o mică întrebare, dacă îmi super. Eu am avut ban cu interdicție, gen, și acum pam pe Discord și vreau să te întreb dacă, gen, ce aș putea face să... Nimic, banurile pe Discord nu se scot, îți faci al Discord. Am înțeles. Ok, mulțumesc. Pop, salut. Nu scoatem banurile pe Discord pentru că sunt vreo 2600 de banuri. Așa, întrebare. Și le scoți manual, ți-a două săptămâni. Buraga mi-a zis să vorbesc cu DRF, DRF nu răspunde la ticket. Zi, te ascult, spune. În fine, eu mi-am luat schimb cu un 300 de, băiatul deja și-a luat bani și așa, dar problema e că eu nu am filmarea. Și dacă nu ai este... filmarea, nu cred că cum se pot ajuta. Aha, am înțeles. Ok, atunci. Bine. Salut! Să trăiți cu mare respect, domnule. Respect e deosebit de grave. Te ascult, spune, te rog. Cauciucurile de iarnă e o problemă dacă nu am pe mașina de mecanici, care arată hidos rău, mai ales pe spate, unde nu-s duble. Bosulică, până și pe supercarul trebuie să ai cauciucuri de iarnă. De și pe alea arată mai hidos. Am înțeles, de să pun, nu? Da. Să trăiți atunci și spor la cele mai multe etichete din seara. Te sărut încet. Eu nu te... Eu nu mă sărut, auștiu. Salut, te ascult. Salut, mă auzi? Zi. Eram cu mașina, pe gen aici, pe autobandă. Așa? Și-am picat prin artă și după când a revenit mașina sus, înapoi a murit. Eu văd că e mașina stricată, eu probabil cred că ai făcut accident. Nu, dacă e... Nu știu, n-ai cum să vezi ce s-a întâmplat. N-am motiv să te mint. Veneam din oraș că... Eu nu știu ce aveți de impresionant, ce crezi că am vreo filmare cu fiecare player în parte să văd? Sau ce pot să văd? N-am motiv să te mint, că stăteam să... Bine, te pupa. Eu mă grăbesc că sunt foarte multe etichete și de asta nu stau mult cu ei acolo, știi? Te ascult, salut! Spune-te, rog. Că eram în târg cu un prieten și au vorbit ei de o afacere, nu știu. Așa. Au fost la gara să facă afacerea și a văzut de refis că a luat bani pentru afacere în afara târgului. Așa. Și ce, nu poți să-i dea bani? Adică, cui? 52993. Păi de ce să-i dau un ban? Păi nu știu, că el zice că, adică eram și eu acolo și gen a vorbit de afacerea asta în târg. Și s-a dus doar să scoată mașina din garaj. De refer nu dădea bani înapoi, dar decât dacă îl prindea el direct, să-i zic așa. Da, nu știu. Ok. Așa, mai am o întrebare, dacă se poate. Zi. Cum bag și eu manele mașină? Că am văzut mulți care au manele mașină. Caută pe Google, pe YouTube. Ah, ok. Am rog. Salut! Te ascult, te rog. Pot merge cu motorul în condițiile în care e spadă pe jos? Ok, am înțeles. În viața reală, la fel, nu prea se merge cu motorul, se bagă la iernat. În garaj și cam ar fi. Da, mersi, pupii. Te salut. Poate sunt unii nebuni care fac chestia asta, dar de câte știu, nu prea e voie. Elicopterele la Platinum se bage anul ăsta sau anul viitor? Trebuie să citești pe anunțuri, pe update-uri. Cum? Pe update-uri, scrie pe update-uri. Nu am auzit. Scrie pe update-uri, m-auzi? Ok. Ok. Hai, noroc. Nu prea merge să pun... Adică? Nu merge. Dacă nu merge, aia e atunci. Vezi, deci aia e atunci, pot, nu? Dacă nu merge. Dar nu merge, poți să intri, uite-te, adică bagă și vezi. Da, ok. Dacă nu merge, am înțeles, e ok. Salut! Salut, bugul cu încăperea aia de la început se poate rezolva? Adică? Păi știi, când intri la început, că te dă în încăperea aia acolo. Ai făcut ticketul ăsta doar așa ca idee sau crezi că nu știam de bagul ăla? Nu, zic, când, dacă se poate rezolva. Se poate rezolva. Am înțeles.
Asta okay. Mulțumesc. Anulc. Alo. Salut, salut. Te ascult, spune, te rog. Deci, am luni, am venit de la liceu, am intrat pe server și m-a pus să fac testul din nou. Și acum am alt ID. Așa. Mesaj privat pe Discord. Mie. Da, ți-am lăsat. Stai să văd. Ce ID ai? 68345. Acum 6834 și am avut... Dă-mi încă o dată mesaj pe Discord. Poftim? Încă o dată mesaj pe Discord. Am vreo 5.000 de mesaje și de asta nu le găsesc. Bine, am înțeles. Deci numele, pardon, ID-ul vechi, ID-ul nou și link-ul de la Steam. ID-ul nou și link-ul de la Steam, da. Baftă. Salut. Salut. Te ascult, zi. Am o întrebare despre urnuri. Eu am primit un urn, așa, și așa. Am donat pentru un urn. Așa. El se șterge numai din baza de date sau și de pe Discord? Și de pe Discord. A, ok. Și mai am o întrebare la 5M. Eu pe 5M, nu știu, am intrat acum și am tot în chineză. Nu engleză, nu română, adică? Chineză. Păi nu știu, am tot, îmi scrie acolo, în loc de setări, îmi spune în chineză, tot. Înseamnă că ai umblat undeva la setări și le-a făcut în chineză, nu știu. Păi, nu știu, că m-am uitat, chiar nu înțeleg. Habar n-am, brodere, la mine, eu, nu ține de mine ce limba ai tu 5M odată. A, ok, și... Da, poți să folosești telefonul, camera telefonului cu Siri, da, sau cu ce ai, să translatezi, să ți-l dai în engleză. Da. Nu știu, n-am găsit. Eu habar n-am, nu știu chineză, oricum. Pana mea, n-am cum să ajut. Salut. Mașina asta, dacă o turezi, se aude foarte tare, nu știu dacă știi. Adică? Poți să zici să ia de ok să vezi cum se aude. Se aude extrem de tare sunetul și nu știu cum să-l dau mai încet. Și dacă o turezi, se aude foarte tare. Lasă-mă să aud, că dacă vorbești, n-aud. Păi și ce se aude tare? Se aude așa gălăgios foarte, la alte mașini se aude normal. Pentru că asta are sunet custom. A, și știi cum să-l dau mai încet? Că păi n-ai cum să-l dai mai încet, ăla e sunet ei. A, ok. Ok, pupii. Mersi. Unele mașini pe care le mai băgăm și au disponibilitatea, au posibilitatea asta să-i băgăm sunet custom, le băgăm sunet custom. Și aia, din punctul meu de vedere, chiar se aude foarte șmecher. Am o problemă cu unul care nu vorbește. Anorc. Salut. A fost făcută gluma asta, bossule. Știu. Te-am chemat că eu, dacă am 95 de bătrâni acum. Adică 95 de bătrâni. 95 de coco. Și vreau să iau ăsta, pulmonul. Așa. Nu pot să-l dau pe mașini normale, nu pot special. De asta pot special. Să-l dau pe mașini gen care nu-s de colecție? Nu, doar pe mașini de colecție VIP. Aha, și mai am o întrebare cu, eu dacă am chimistul, pot să renunț la el, să mai pun ceva, să-mi iau afacere? Nu. Am înțeles. Ok, te pup. Asta e, ceau. Argeamul! Salut, Leo, mă auzi? Am și o întrebare. Știi cumva de ce când se murdărește Subaru ăsta, se face gen pală și după aia culoarea și tot așa? Gen. Ia, dă-te un pic jos. Eu am mai testat chestia asta, frate, și la ăsta nu e așa gen. Care, e de la grafica voastră sau de la ceva, sau poate ia să vedem acum, să fac cea mai jigoasă. Nu o să ajung în viața ei atât de jigoasă, dar... Ai, vrei ceva de aici? Un suc, ceva? Da, ia-mi eu apă. Cum se face gen așa, albicioasă, nu? Da, și după se face iar roșie, iar albicioasă în continuă, gen. Eu nu văd roșie, ba da. Ce vă o să încerc să găsesc alt model de Subaru. Mulțumesc. Și mai am o întrebare. Dacă am Supra fără spoiler de aia de la top, cu roțile, gen îmi iau orn, că am înțeles că îmi iau orn dacă n-am roț de iarnă. O ții și tu în gara și nu mergi cu ea. Am înțeles. Bine, te pup. Mulțumesc mult, salut. Nu primești orn, primești amendă de la poliție. Salut. Salut. Deci, s-au adăugat acum 3-4 mașini, nu știu exact, la vii. Așa. Și Bugatti ăla prinde 230, Bugatti Divo și CLS-ul aproape 300. Înseamnă că trebuie să mai scădem în viteză la CLS. Da, ok. Ok.
Și mai sunt și câteva mașini de astea de încă n-au tuning la tuningul ăsta aici. Nu toate mașinile au tuning. Zic de astea care le puteai face la sesiune. Cum ar fi ăla Nissan Skyline ăla R34 de a fost la V-Bronze. O să mă uit, văd. La Nissan știu că avea, dar avea niște chestii micuțe. O să mă uit, o să văd. Ok. Pupii. Salut. Așa. Mamă. A fost așa un foc după foc, băieți, 14 minute de filmare. Una după alta numai cu ticket. Mi se pune un mers ciudat fără să pune ce cauzare putea fi. Ai noroc. Salut. Ia mergi. Ma, zici că-s poponar, zici că-s poponar, apasă pe F1. Asta știu și dau normal. Tipuri de mers și dai normal. Și apoi iar se pune după un pic de timp. Înseamnă că așa ți-e, nu știu, abar n-am. Și mersul meu e puțin așa. Zici că e putut în cură caracterul. Și băi, asta e mersul. A, noroc. A, noroc, mă uși. Te ascult. Am voie să merg cu KTM-ul. KTM-ul este motocicletă de teren, bossule, că dacă este zăpadă, nu înseamnă că e teren peste tot. În general, iarna nu se merge cu motocicleta. Am înțeles, deci nu am voie să merg cu ea, nu? Mm. Acum știu că o să fie în comentarii persoane care o să zică eu merg iarna cu motocicleta, dar când e zăpadă pe jos în halul ăsta, nu știu câți dintre voi mergeți cu motocicleta. Și nu știu dacă e voie să mergi cu motocicleta iarna. Sincer, pentru că e obligatoriu să ai cauciucuri de iarnă la orice autovehicul, dacă nu mă înșel. Și motocicleta, cam orice motocicleta are cam semislicuri, așa, știi? Poate mai sunt ăștia care merg cu motocicleta și au enduro sau chestii de genul, sau KTM cum are băiatul ăla, știi? Dar la băiatul ăla i-am zis că nu are voie, pentru că dacă o să meargă el cu motocicleta, o să vor să meargă și ăștia care au Aprilia, care au, mai știu eu ce, Ducati, care au de-astea, știi? Pentru că oamenii, dacă au văzut pe unul cu motocicleta care are voie, înseamnă că toată lumea cu orice motocicletă ai voie. Asta e ideea, știi? A, noroc. Am făcut la tichete, știu că te-am observ, zi. Așa, scuze-mă pe mine. Am văzut mulți mecanici că merg cu mașina personală la apeluri, e ok? Sau să știu? De preferat e să mergi cu mașina mecanicului, pentru că dacă ai vreun accident mai nasol și ai nevoie de platformă, ce faci? Te duci acasă ca să iei platformă? Și dacă zice, să zic în apel că are nevoie de o reparație la fața locului și să zic că am o dubă, pot să mă duc cu duba sau... De preferat este să mergi cu mașina mecanicului, mar, că e o mașină foarte bună, nu știu de ce n-ai vrea să mergi cu aia. Eu știu că eu am și tunat-o, de asta zic că am văzut. Păi și atunci de ce n-ai vrea să mergi cu ea? Păi alții și, na, păi văd și le zic, nu sar în cap că le zic și, da. Na. Deci mergi cu mașina de mecanic. Las că tata m-a plimbat cu ea, dar am nebunit-o azi. Aiule. Are, mă, cauciucuri de iarnă asta? Da, mă, ar. Uite, frate, vezi, se poate. E foarte... Și credeți-mă, chiar contează, frate, cauciucurile de iarnă. De exemplu, uite, la asta nu i-am pus cauciucuri de iarnă, înțelegi? Și dacă merg cu ea, fără să prind cine știe ce viteză, uite, știu cum faci. Deci eu nu pun frână de mână în momentul ăsta. Se poate vedea din accelerație, că dacă pun frână de mână, îmi apare și el acolo. Îi scade din turbo și pune... Se vede frâna, dracu, pe jos. Dar pur și simplu mergi și dacă e o curbă mai așa... Uite, vezi? Alunecă destul de tare. Uite. Și asta nu era mașină de drift înainte să ningă. Deci ninsoarea chiar modifică mersul. Și frâna frânează mai greu. Bine, mie îmi place, sincer, să merg așa. Așa. Ai noroc. Noroc. La Fordul ăsta o să băgați bările? Care bări? Că unii băieți, e același Ford ăla ce e la bronz. Așa. Unii băieți au bări pe el și depinde cum când îl cumpără. Că îl dă și
Așa. De-aia m-am uitat și eu să văd dacă pot să pun și pot decât să scot de pe el. Nu pot să și pun. Deci ăsta e de la VIP și la altul de la bronzare sau cum, că nu înțeleg. Ăsta de la bronz e, ăsta e al de la bronz. Așa, păi doar de la bronz știu că avem Ford Raptor ăsta. Păi nu, că sunt 3 Raptoruri. Păi da, sunt ani diferiți, modele diferite. Da, dar zic ăsta dacă se bagă. Ăsta e ultimul sau care e ăsta? Da, ultimul. Ce l-ați băgat și la bronz? Da, o să băgăm. Ok, mersi. Pup, ceau. Pup. Ăsta chiar are bărși mechere, frate. Ai noroc. Nici nu știu unde e ăsta, că nu văd nimic. Cum ai ajuns acolo, vărule? Păi am dat un FFP pe cutii sus și când am intrat... Ce ai de-aia, că nu-ți văd ID-ul? Imediat, zic. Stai așa. Cum a ajuns el acolo? Bine, mi-a zis cum s-a băgat acolo, a sărit pe cutii, ce-a făcut el și s-a băguit. Ai, se mai întâmplă și de-astea. Cutiile alea sunt practic din GTA, deci în GTA mă gândesc că dacă ai face chestia asta, la fel te-ai bloca acolo. Nu știu, habar n-am. Sau poate i-au reparat chestia asta pe GTA Online. Nu știu, habar n-am. Da. Păi cred că o să încheie aici episodul, fraților. S-au potălit băieții cu tichetele, momentan văd că suntem... an regulă. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată, iar noi ne revedem data viitoare. Mua! Și în continuare să aveți un Crăciun